Experții economici susțin că scumpirea carburanților era previzibilă, deoarece în Republica Moldova există o lege privind majorarea treptată a accizelor la o serie de bunuri și servicii, inclusiv la benzină și motorină. Experții mai spun că majorarea accizelor putea fi amânată din cauza crizei din regiune, dar și din țară, având în vedere faptul că o nouă creștere a prețurilor va afecta populația, ale cărei venituri în 2022 au scăzut semnificativ. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică notează că, potrivit unei legi adoptate în 2020, accizele pentru majoritatea produselor supuse acestui tip de impozitare sunt majorate treptat timp de 3 ani, în perioada 2021-2023. Potrivit experților, în acest caz este vorba despre o cerință a Uniunii Europene. Problema este că în procesul de aderare la UE, Moldova a semnat un acord și una dintre condiții a fost să aducem nivelul accizelor la produsele petroliere la nivelul european, pentru că acolo sunt mult mai mari. De ce pun europenii o astfel de condiție? Pentru că atunci când mașinile din Europa vin în Moldova, își fac plinul la rezervoarele cu produse petroliere și apoi se întorc în Europa, acolo este mai scump, iar ei circulă pe drumurile europene. În plus, experții spun că în ultimele săptămâni ale anului, costul petrolului a crescut cu 8%, ceea ce a afectat și prețurile la produsele petroliere de la pompă. Putem face legătura și cu prețul petrolului, deoarece prețul petrolului modifică prețurile la pompă. Putem vedea că din a doua jumătate a lunii decembrie, cotațiile petrolului au crescut și au ajuns la 75 de dolari pe baril, iar după ultima cotație a fost în jurul valorii de 81 de dolari per baril. Potrivit experților, această majorare de prețuri va afecta puternic buzunarele cetățenilor. Competitivitatea bunurilor și serviciilor noastre este în scădere. Aceasta înseamnă că situația se va înrăutăți și mai mult. Inflația a consumat deja peste 30% din veniturile noastre, iar pensiile au fost indexate cu 14%, adică la jumătate și doar de la 1 aprilie. În consecință, nici salariile nu au crescut, adică am pierdut deja, iar acum această presiune inflaționistă va crește și mai mult. Există și opinia că majorarea prețurilor carburanților este un fleac pe lângă problema scumpirii gazelor naturale și a energiei electrice, la care ar trebui să se acorde atenția astăzi. Înțelegem cu toții că cu cât plătim mai mult, cu atât este mai greu să trăim, cu atât scade nivelul de trai, dar această creștere de 3% nu merită discutată. Oamenii vor deveni un pic mai săraci, cineva va conduce mai puțin, dar nu este comparabil cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, cu prețul gazelor naturale. Există o creștere foarte serioasă, iar același lucru este valabil și pentru electricitate, o creștere de 50% sau mai mult. ANRI a precizat că majorarea prețurilor, bazată pe creșterea marjei comerciale și a accizelor, este o creștere unică și se resimte mai puternic doar în prima zi a noului an. Mai mult, pe viitor, pe baza metodologiei actuale, dinamica prețurilor pentru produsele petroliere standard de bază va fi influențată exclusiv de nivelul cotațiilor la bursele internaționale și de cursul de schimb al monetei naționale față de dolarul american.